În vara acestui an, roșiile Buzău 1600, un soi creat în anii 80 și considerat de cercetători atât aliment cât și medicament, vor ajunge în magazinele din țară ale unui cunoscut retailer german. Printr-o colaborare pe care a inițiat-o anul trecut cu stațiunea de cercetare-dezvoltare pentru legumicultură Buzău, magazinele Lidl vor comercializa cel puțin 150 de tone din acest soi. Buzău 1600 este considerat un soi de roșii productiv. Potențialul normal de producție este de 60 până la 80 de tone la hectar, dar cu o tehnologie optimizată, producția poate crește până la 150 de tone la hectar. Soiul de roșii creat la stațiunea de cercetare-dezvoltare pentru legumicultură Buzău în 1977 a atras și atenția altor cultivatori de legume. Dovadă că în acest an răsadurile din acest soi, dar și din soiul Siriana, au fost epuizate. E primul an când nu am putut soluționa, nu am putut toate solicitările la răsaduri. Este trist pentru noi și grav în același timp, pentru că am avut ofertă, am avut solicitări și nu am putut să le onorăm în totalitate. Stațiunea de cercetare și dezvoltare pentru legumicultură Buzău a devenit faimoasă în toată țara, deoarece este printre puținele locuri în care se mai cultivă soiuri pur românești de legume. În oferta stațiunii sunt 11 soiuri de tomate, 4 de ardei, 3 de castraveți, 2 de vinete, dar și alte legume. Chiar să primim ajutor de la stat, să menținem în picioare, să menținem genetica românească, soiurile noastre, care sunt, așa cum știți, mai bine adaptate la condițiile pedoclimatice ale țării noastre și apreciate de cultivatori și, în primul rând, de consumatori, recunoscute pentru gustul și aroma lor specifică românească, tipică, tradițională. La stațiunea de cercetare din Buzău, prețul unui fir de răsad pornește de la 30 de bani și ajunge la 80 de bani în funcție de soi. Oferta se găsește și pe site-ul instituției.